Salutare, oameni buni, sunt Andruc, bine ați venit la Chasing Bets. Biletele de ieri nu au ieșit, din păcate, pentru că Rapid a făcut un meci absolut, absolut dezastruos ieri. Nici măcar atitudine, nici măcar să vezi pe jucători că depune efort, că atacă un pic mai agresiv mingea, că intră în dueluri un pic mai tare, că își doresc foarte mult. Să vezi măcar să se grupeze jucătorii un pic organizați. În apărare nu mai zic, Brown este dezastruos, deja de multă vreme de dezastruos și nu știu cum și Mudică l-a criticat în ultimul hal atunci când a venit la Rapid, când el era în studiouri. L-a criticat în ultimul hal pe Brown, iar acum văd că îl trimite titular meci de meci, a avut 2-3 săptămâni și acum tot făcea, se învârtea în jurul cozii. Eu în locul lui zburam imediat, dacă ar fi avut onoare, dar cum și Mudică știți cum e. Bun, o să jucăm astăzi, avem Champions League, cel mai puternic campionat, începe cel mai puternic campionat din... cel mai puternic competiție, pentru că joacă cele mai puternice echipe din lume. Avem așa un meci AC Milan cu Liverpool. Liverpool e una dintre echipele puternice, chiar dacă acum în ultima etapă a pierdut 0-1 cu Nottingham Forest. Primele etape câștigaseră cu 2-0, 3-0, 3-0, dar au primit acum ultima fază. Salah a fost într-o formă foarte bună, are 3 asisturi, un gol, a mai dat gol și Diaz, mi se pare, și Jota în campionat. AC Milan a fost slabă în campionat, a avut 2 înfrângeri, un egal înfrângeri cu Parma, 2 egaluri de 2-2 cu echipe mai modeste, doar cu Veneția a reușit o victorie. Eu am jucat așa, am jucat Liverpool peste 3,5 goluri și peste 3,5 șuturi pe poartă și peste 1,5 goluri. Șuturi pe poartă. Peste 3,5 șuturi pe poartă Liverpool și peste 1,5 goluri în meci, cotă 1,40. Apoi mai joc la Real Madrid cu Stuttgart. Real Madrid este o echipă fantastică, una dintre cele mai bune, are jucători de top. Totuși, la mijlocul terenului, doar cu Camavinga, Tchouaméni, să vedem cum se redresează. L-au pe puștul Arda Güler, care e un talent foarte bun. În față Mbappé, Vinicius, Rodrigo, echipa arată bine. Mbappé am văzut că șutează foarte mult pe poartă, o medie de 3 șuturi pe poartă. Am jucat așa, am jucat la Real Madrid cu Stuttgart și Stuttgart are victorii cu 3-1 și 4-1 în ultimele două meciuri de campionat și am mai avut un 3-3 înainte. Eu cred că vor fi goluri. Am pus Real Madrid marchează peste 1,5 și Mbappé va avea peste 1,5 șuturi pe poartă. E o cotă undeva la 1,60-1,65. Și meciul 3... am jucat la Juventus cu PSV Eindhoven. PSV Eindhoven e o echipă extrem de puternică. A câștigat în Olanda campionatul cu foarte mare, la foarte mare distanță. Și acum în acest debut de sezon PSV, atenție, are marcate 15 goluri în 4 meciuri și înainte a mai bătut un 5-1 pe Valwick. Deci o echipă extrem de puternică, iar Juventus are două victorii cu echipe modeste, rău, cu Como și cu Verona, 3-0, 3-0, iar apoi două egaluri de 0-0. Eu zic că nu pierde PSV Eindhoven la două goluri, am jucat handicap cu plus 1,5 pe PSV Eindhoven. Ăsta este biletul 1 pentru mine din Champions League, pentru ziua de marți, 17 septembrie. Deci am PSV să nu piardă la două goluri, deci PSV cu plus 1,5, Real Madrid cu Stuttgart, Real Madrid marchează peste 1,5 și Mbappé va avea peste 1,5 șuturi pe poartă și AC Milan cu Liverpool, Liverpool peste 3 șuturi pe poartă și peste 1,5 goluri în meci. Ăsta este un bilet de cotă 3,18, pe acesta o să pun 9 unități. Și aș mai merge pe un pariu pe goluri la Milan cu Liverpool și am jucat GG sau peste la Milan-Liverpool la 1,30. Sporting cu Lille am jucat 1x și 2,5, iar Real Madrid am jucat Real Madrid peste 5 șuturi pe poartă, peste 1,5 goluri și Real Madrid câștigă oricare din deprize. Ăsta ar fi încă un bilet de cotă 2,90.
Real Madrid peste 1,5 goluri, peste 5 tururi pe poartă și Real Madrid să câștige oricare din reprize. 1,60. Sporting 1,25 cu Lille, iar AC Milan cu Liverpool. AC Milan, am văzut, primește foarte ușor goluri. Liverpool, clar, e o echipă de atac și are o medie de 5 șuturi pe poartă și aproape 6 pe lângă Liverpool, deci vor trimite multe șuturi și cred că vom vedea goluri. Ăsta ar fi al doilea bilet de cotă 3 pe care o să joc 5 unități. Bun, astea sunt biletele pentru astăzi, oameni buni. Dacă le jucați și voi, să avem baftă. Deci 9 unități pe primul, cu Real Madrid peste 1,5 goluri și Mbappé peste 1,5 șuturi pe poartă, Juventus cu PSV handicap plus 1,5 PSV și AC Milan Liverpool peste 1,5 goluri meci și Liverpool peste 3 șuturi pe poartă. Asta este biletul principal. Dacă jucați și voi, să avem baftă. Ne auzim data viitoare. Mersi de atenție. Pe curând.